Ce greu se urcă în munte astea, bă. Nu mai înțeleg. De ce stă mosul aici sus? Nu știu de ce. Uite, mi-a lăsat mosul ceva. Mers. Mi-a lăsat aici. Hai că e aproape. Mi-a lăsat mosul. Foarte aproape, l-am văzut în spate acolo. Aici să mergem, dar nu intrăm în casă. Lăsăm să găsească el casa așa. Mă, bucuri. Aole, ce greu, să merg la munte. Nu știu să citesc, eu mă duc înainte, că trebuie să găsesc eu. Eu nu știu să citesc. Uite, casa lui Moș Crăciun! Ți-a plăcut eu sunt. Ne va vedea, hai să fugim lepede, mami. Hai, ne ascundem și lăsăm să găsească casa și abia după ieșim, după ce ne strigă, da? Da. După ce ne strigă pe moșul. Da. Hai să ne ascundem. E, casa asta nu-i casa aia goală, nu se va speria. A, pe las că zicem că încă n-am apucat să mobilăm, știi, așa o să zici tu. Hai nici, hai repede, repede. Și o să iasă moșul când o să mă strige, da? Bine, bine. Mama, ce-mi place să-i facem plencul, să-l speliem, să-i facem fai. Și gata, mami, că el vine imediat. Este zăpadă? Nu credeam că e zăpadă aici la Mos. Sau e? Trebuie să fie oalenit, nu știu, trebuie să... Am atâtea întrebări pentru Mos Crăciun. Hai, hai, coboară, pe aici, aici să fie USA. Intru așa, nu mai las. Uți, ce pot... Mam, dar de ce nu se întreabă oare unde e moșul? Ție, da. Lucrează pentru moșul. Dar Mos Crăciun, unde e supat? Nu e supat. Mosul... Hai, vină mai jos. Mos Crăciun, unde ești? Ho, 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 dragul moșului. Bine ai venit în casa mea. Stai, moșule. Moșule. Ce? Cine e ăsta? Nu știu, cine ești mai? Eu sunt bebeluții, fratele tău, cum nu mă stima te, dar e important. Este să răcul un pic. Moșule, parcă ai o voce așa cunoscută. Am, termină cu prostiile. Ești angajatul meu, vei face doar ce zic eu. Oliu. Te rog frumos să mergi și să mături zăpada din fața ușii, hai. Poftim. Bebe Cotin. Haide, grăbește-te. Hai, bebe Cotin, mă, angajat și pe mine, moși, mă. Păi mă, du-le și tu, sunt hai. Sunt așa obosită. N-am înțeles obosit. Bebe Cotin, n-am înțeles ce zici. Mă, du-le și tu acolo, ne auzi? Avem treabă. Trebuie să-l ajutăm pe Mosu. Au, ce mă întorc șoalele, au. Mosule, mi-aduce cineva un pahar cu apă, că mi-e sete. Dar, Mosule, de ce n-ai făcut nimic în casa asta? Hai să o decorăm cu brad, cu toate alea. Sunt însetată. Vă rog să-mi aducă cineva apă, că sunt foarte însetată. Însetată. Dă-te mai să-i adu apă. Auzi, ce-o zis că e însetată, Băi, bebe, nu-ți, tu cum ai ajuns să sali pe de aici? Că eu m-am chinuit, am urcat drumul aici. Bine, nu m-am chinuit prea mult, dar totuși. Mami, vezi că te dai de gol la iglesia, că asta... Ce faceți aici, voi? Moșule, păi... Da. Vă rog frumos să mergeți amândoi să vorbiți cu renii mei. Unde-ți, Leni? Hai mă, să căutăm Leni, mă. Mă, tu nu mai vorbi așa acum, vină ca să zic ceva, mă. Vină cu ație, că tu nu știi nimica. Vină cu ație. Bă, ascultă-mă, frate. Deci tu nu trebuie... Ce s-a auzit? Ce-am răcit? Opciu. Moșule, ce-ai pățit? Am răcit din cauza că a stat așa mult să măturat zăpada de aici. Oleu, gata, moșule, am zăpadă toată, zăpada am luat-o. Băi, da, eu nu înțeleg de ce moșul nu ale. Băi, moșule, păi mă să ne punem cadouri în casă, mă, moșu, mă. Nu vă puneți niciun cadou. Voi o să primiți salariul la finalul lunii, da? Băi, da, dar vreau să facem aici frumos, să decorăm. Ce decorăm? E, veți vrea să decorați acum, ce să vă zic. Măi, trebuie să sun acasă la mami să îi zic că e tot în legulă. Că am ajuns. Sun la mami. Adică să sună mami, ce mami, ce tu, ești bebeluș? Nu sunt bebeluș, nu eu, sunt bebe Cotin, dar să mi-a rămas numele de când era mic. E bebeluș, băi, am unde suntem bebeluși. Hai, du-te afară dacă vrei să sun pe maică, da? Mă duc afară, gata, lasă-mă să așa că mi-e frică să rămân singur aici. Ia, mami, văd că te plinge asta iglesia. 3-5-2-10. Alo? Sună, ai telefonul ăla, aulă! Sună telefonul! Alo? Ție? Alo? Mami, tu ești? Da, ce faci? Ai ajuns cu bine? Mami, ai vorbit ca moșu! Ce? Poate era moșu acolo și ai auzit vocea din casă, că tu ești afară. Nu, mami, sunt afară, da. De unde știi că sunt afară?
Intuiția de mamă mi-a spus că tu ești afară. Ce mamă bună. Mami, să știi că am ajuns cu bine. Este și bebe noțiv aici. Uite, e lângă mine, vrei să vorbesc cu el? Salut, mami. Ciao, bebe noțiv, să fiți cu minți, da? Da. Suntem la bunicu, amândoi suntem la bunicu, la moșu, bunicu. La moșu, bunic, bine. Da. Bine, 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 pa. Pa, mami, pa, nu, ciao, mami, nu mai ciao. Pa, mami, pa, pa. Stă-mă un pic, gata. Ce? Bă. Cu cine ai vorbit la telefon, Moțiu? Am vorbit cu ajutoarele. Ce ajutoarele? Vin să vă ajute și pe voi. Dar noi nu suntem ajutoare? Păi da, dar voi nu sunteți elfi, sunteți oameni. Bebe, nu ți-e vină ca să discutăm ceva, mă. Imediat, dar stă-mă pe Moțiu, pune-te la fugit tu un brad aici ceva sau un semineu să fie cald. Da, hai că pune, hai că pune, mergi. Bine, pune, blabă, blabă, ce pune, ce vrei, mă, ce vrei. Nu pot să pun, că nu am avut bani să cumpăr. Bebe, nu-ți-e, nu-ți se păleți, vă, ți-o da la Moțiu? Nu, mă, nu, e Moțiu perfect, e Moțiu, cum, e Moțiu Clăciun. Ce se ți-e păleți, ți-o da la el, că n-are ce să fie, păi... e perfect, e... Tu cine cum vrei ai... să fie, că... Tu cum ai ajuns să se lepede, mă? Păi, frate, stai să-ți explic, că ai venit cu trenul și Moțiu a venit să te ia pe tine, ți-o crezut că eu sunt tu, dar că vin și eu și ne-o lua pe amândoi, ne-o angaja pe amândoi. Păi, și pe tine veni să te ia de acasă și pe mine nu mai lua de acasă? Păi, dar au crezut că ești tu acasă, mă, dar tu ai apucat să pleci. Ei, hai muncă, ce vorbiți altă acolo? Ce, uite, Moțiu e la zia, Moțiu, băi, că ne-a văzut că stăm de degeaba. El, mă, el, e Moțiu real, e Moțiu real. Moțule, poți să-mi pune... Puneți, vă rog, niște lumină în casa asta. Of, bine, bine, Moțule. Că nu-mi place, sunt așa sensibilă la lumină. Ție poftim? Am spus că sunt sensibil la lumină. Insensibil, am înțeles altceva, Moțule. Moțule, dar nu ți-e am înțeles că Moțiu e sensibilă la lumină și de astea și nu știam cine e sensibil aici. Nu, mă, lumina e sensibilă asta, ce vrea lumina la lumină. Am înțeles. Da, 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 eu sunt Moțiu adevărat, nu aveți de ce să vă faceți griji. Moțule, dar da, de ce te-ai dus după bebe noțiv acasă și după mine n-ai vrut să vii acasă? Doar... Poate că ai zis că am venit după tine acasă. N-am venit după tine acasă. Ce vă de ce vă sosotiți voi aici? Păi zice Moșu că ție o să-ți dea salariu mai mare. Așa a zis că ție mai mare. Asta și o să nu faci... mă supăr, asta mi-a zis. Asta o să faci, Moșule? Da, o să dau salariu mai mare. Acum te rog frumos să duci și să alergi de 3 ori muntării ăsta. Haide, repede, repede. Eu? Asta-i sarcină de Crăciun. Dar nu e Crăciunul. Hai, nu mai du-te, că eu l-am zis pe Moțiu aici, hai, lepede, du-te. Nu mă duc singur, că mi-e frică, că e noapte și nu vreau. Hai, de ce nu știu că vrei salariu, dacă nu te duci înapoi în satul. Ia lumină, ia, uite, pui lumină pe unde mergi. Oh, bine, hai că mă duc. Hai, du-te, bebe Costin. De ce i-ai zis? Ce ți-i zic, mă, mami, mă, ce ți-i zic? Păi, eu i-ai spus. Aha! Ce? De ce vorbeați voi aici? De ce stai să asculti? Păi îi puneam lumină pe aici și am auzit ceva. Am zis că trebuie să alergi de 3 ori să faci în conjurul lumii. Hai, repede. Auzi că lumii, mă, mă, ce trebuie, bă, bă, e vină puțin, bebe, noție, vină puțin să zici ceva. Ce vrei, mă, ce tot vrei, mă? Mi se păle ciudat, mă, să stai, cred că ne trage, mă, le schem. Auzi, mă, uite, uite-l, uite-l, mă, Moțule, este un impostor. E un impostor, Moțu. Auzi, crede că ești impostor, Moșule. Mă, adică crede că sunt... Ce crede că sunt? Crede că ești impostor, așa crede, mă. Nu i-am zis eu nimic, dar oricum nu mai... Scoate, mă! Bebe Noci, trebuie să-i fac cu șarță, fratelui tău. Bine, zi așa, zi așa, n-o să mai primești nimic de Crăciun dacă ești rău, că se sperie, o să vezi. Bine. Că nu mai primești nimic de Crăciun. Nu mai primești nimic de Crăciun. Ce? Ține vorbit. Ține vorbit. Moșu. Oh, ne-o mai spelia, Moțule. Moțule! Of, ce mă enervezi, copile! Ești mai enervant decât chelnerul ăla de la mare anul trecut. Ce chelner? Tu te-ai dus la Mali? Da, mă duc. Când te duci la Mali? Ce chelner? De la ce te lasă, ia zi? Vara, mă duc și eu și mi-am luat un costum de bani, două piese. Vezi că nu-ți mai aduce nimic, Moșu, dacă ești rău cu el și o să te și pedepsească și 3 ani de zile au zis că nimic nu-ți mai aduce dacă nu-l asculti. Dar nu vreau, Moșule, stai Moșule, ca să mă conving, eu cred că tu nu ești Moșu adevărat, că vrei să mă slugălești pe mine și pe bebe noțiv, fratele meu.
Moșul adevărat, ce te faci să crezi asta? Păi, ce mă de barbă dacă nu crezi, bă, tragi-l de barbă. Nu, că mi-e rușine, nu pot să fac asta ceva. Intră-l înăuntru, te log, moșule. O, bine. Măsule, ce vrei să fac astăzi, repostez, că sunt moșul real? Vreau să aduți un blad aici. Dar nu pot să fac asta. De ce nu poți? De ce nu poți? Pentru nu că poate, mă, de asta v-am angajat, ca să aduceți tu bradul, nu? Da, mă, adu tu bradul, mă, corect, are de toate moci aici. Dar nu-l găsesc în catalog aici, că nu pot să-l cumpăr. Miția, nu văd, noi nu suntem atât de buni. Să pun o comandă și o să vină bradul mâine. Vă rog frumos să mergeți în camera voastră. Ție camera, că-i doar o cameră aici. Da. Deci mai trebuie să punem un pat. Vă rog să faceți rost de un pat. Mine. Gata, că fac eu, uite, na, uite, aici îl punem, uite, aici, mă. Eu vreau să dorm în pat cu moșul. Nu, mă, nu poți, nu poți. De ce? Da, bă, dar trebuie să-l crezi, mă, pe moșul, mă, că uite-te, că e real 100%, uite, bă, e da, aici pe munte. Bă, auzi, mă, auzi, este real, da. Ție nu ți se pălie că moșul strălunită cum strălunită și mami? Nu, mă, nu, n-ale cum, frate, n-ale cum să fie mami moșu, ar fi culmea să fie bine, mami moșu, mami moșu. Bine, că mulțumim, o să verific eu la noapte, hai să dormim. Hai, moșule, să dormim, noapte hai, bună, moșule, hai să dormim, hai. Hai. Oh, ce somn îmi e. Bebe, nu ți-i tăzi din gulea. Ce faci, bă, ce faci, că te văd din pat. Au, au, l-am tras de balbă, nu e moșu adevărat, nu e moșu adevărat, nu e adevărat, azitul. Mamă, ține! E altcineva, nu știu! Fugi, fugi, frate! Fugi! Mami, vezi că te-o prinzi, mami, te-o prinzi! Fugi, mă! Lasă-mă, vede, nu știu că mi-e somn, n-am mai dormit de 3 nopți! Fugi, că nu-i adevărat! Vezi că te prinde asta, bă, dar nu vreau să facem o farsă ca lumea, ce facem aici? Nu lasă, că fugit, o crezut, o plecat! Bebecotin! M-am ascuns! Bebecotin, am să zic o chestie, mă! Ce? Bă, Olio, vezi, mă, că moșu de fapt e mami, mă, dar n-o vreau să facă farzul la tot somnul și m-a enervat. Hai să o speriem, îi punem apă pe față să o trezim și după aia o să strige. Ce? Stai, mamă, de ce m-ați păcălit? Stai, mă, că nu te-am păcălit, mă, că e o dublă farță pentru mami, mă. A, bine, hai să-i facem farță, nu? Hai, nu vreau să plecați. O, moșule! Gata, moșule, hai să dormim, hai să dormim, că dimineață ne punem la muncă. Bebecotin! Ție? Fii atent, îți dau apa asta, adică asta și... Fii atent că îi punem în cap, da? De dimineață. Da. Hai, bună, să dormiți. Hai că ne punem, da, hai. Da, noapte bună! Da. Doi, trei... I-am pus, mă! Fugi! Ce e? Nu se poate! Ce-ați făcut? Mami, de ce m-ai mințit? De ce? Este un impostoale! Este un impostoale, mami! I-am mințit pentru că trebuia să vii acasă și nu trebuia să pleci fără să cer voie. Păi, moșu, m-a vorbit cu mine la telefon! Am vorbit eu, nu moșu. Haideți, vă rog frumos să mergem acasă acum. Gata cu joaca, puneți aici un bloc. I-am stricat cabana bunicului. Of. Te speria degeaba, mă, mi-a plăcut. Am râs de tine, blavo. Am râs de amândoi, practic. V-am plăcut iapă la amândoi. Haideți să mergem la eu am crezut acasă. Eu am crezut că e un moș de la Malefic. Și vrea să ne fulie, să ne tundă. Nici mai știu de... Hai să dormim o noapte asta aici, că avem pătuțuri și mergem mâine dimineață, că nici nu mai știu pe ce drum trebuie să o luăm. Asta facem, că să mâine... Ce credeai, mă, că ne va lăsa mami să stăm așa cu un om oarecare, mă? Nu, este flat, ia-i să-mi pălim mie. Mami are grijă mereu de noi. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună!